Sâmbătă, 12 mai, la ora 10.46, dispeceratul integrat ISU, ambulanță al județului Neamț, a fost anunțat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 despre producerea unui incendiu la un depozit de furaje în comuna Alexandru cel Bun, sat Agârcia. La locul indicat de apelant s-au deplasat două echipaje de pompieri militari cu auto specială de stingere cu apă și spumă și un autocamion de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț. Ca urmare a producerii incendiului, au ars circa 500 kg fân uscat, 3 metri liniar șipcă din lemn și s-au deteriorat aproximativ 1500 kg fân. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost foc deschis în spații deschise.